Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre citatele celebre ale lui Solomon. Cine își tulbură casa lui culege vânt, iar cel nebun va fi sluga celui înțelept. Cei înțelepți ascund știința, iar gura celui fără de socotință este o nenorocire apropiată. Mândria nu dă prilej decât la ceartă. Înțelepciunea se află numai la cel ce primește sfaturi. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea. Toiagul este pentru spatele celui lipsit de chipzuință. Avuția este pentru cel bogat o cetate întărită. Nenorocirea celor sărmani este sărăcia lor. Unii se dau drept bogați și n-au nimic, alții trec drept săraci, cu toate că au multe averi. Educația cu care copilul intră în viață se resimte câteodată chiar până la o vârstă înaintată. Omul milostiv își face bine sufletului său, pe când cel fără milă își chinuiește trupul său. Lumea este a celor curajoși. Lumina celui ce vorbește de rău pe tatăl sau pe mama sa se va stinge și luminile ochilor săi întuneric vor vedea. Silnicia nimicește viața. Cel ce se încrede în bogății va cădea. Un martor mincinos își bate joc de dreptate. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său. Cel lacom de câștig își tulbură casa. Un răspuns cu vorbe bune e o sărutare pe buze. Omul nerușinat îi apasă pe săraci prin fapte păgâne. Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ți-a făcut niciun rău. Bărbații care primesc zilnic pii știu să-și respecte femeia.